Pesania a ales. Jucătorul a semnat un nou angajament cu Petrolul Ploiești. Noul contract este valabil până la finalul lunii iunie 2017. Jucătorul brazilian a fost de acord cu oferta primită din partea prahovenilor și va fi cel mai bine plătit fotbalist din lotul Petrolului. Portarul ploieștean a avut oferte de la mai multe echipe din prima ligă. Peterson Pesania a negociat cu Steaua și a cerut lui Gigi Becali 12.000 de euro pe lună și o primă consistentă dacă echipa va intra în grupele Ligii Campionilor. Discuțiile au intrat în impas pentru că jucătorul nu a fost de acord cu suma oferită de patronul stelist. Dinamo a încercat și ea să-l transfere pe Pesania, dar jucătorul brazilian a refuzat oferta fostului său antrenor. Dinamoviștii au oferit 6.000 de euro lunar, dar jucătorul nu a vrut să discute cu Dinu Gheorghe.